Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a făcut un memoriu cu principalele probleme de investiții pe care va trebui să le realizeze anul acesta și cu sprijin de la Consiliul Local, dar și de la Consiliul Județean. Memoriul către Conducerea Consiliului Județean ar trebui să se înainteze pe cale ierarhică de către Primăria Roman spre Consiliul Județean. Memoriul din partea ordonatorului principal de credite și atunci respectăm circuitul normal al hârtiilor, deși chiar dacă am trimite bănuiesc un memoriu, n-ar fi nicio problemă, dar să știți că acel memoriu urmează să fie transmis, am înțeles că este deja pregătit și pentru semnat adresa de înaintare, unde am lăsat o paletă largă de nevoi, tocmai pentru a putea găsi o soluție de finanțare de la cea mai mică până la cea mai mare. Așa cum se știe de fiecare dată la interpelarea consilierilor județeni, răspunsul președintului Ionel Arsenea constat în promisiuni ultima rectificare de buget repartizând fonduri doar către spitalul din Bicaz și cel din Târgu Neamț, orașul de suflet al președintelui Consiliului Județean. Știți foarte bine că a fost prezentat de fiecare dată în ședințele de Consiliul Județean problema concretă de la Roman. Răspunsul care a venit în acel moment a fost că la o viitoare rectificare, când vor fi sume disponibile pentru reparații capitale sau dotări, va fi alocat funcție de bugetul Consiliului Județean. Așa cum știți, la ultima rectificare de buget au fost alocați circa 7 miliarde la Spitalul Bicaz și 12,7 miliarde la Spitalul Județean, la Spitalul Târgu Neamț, pentru reparații capitale și dotări, iar noi am primit zero. Directorul economic al spitalului apreciază că trebuie făcută o prioritizare a nevoilor de sănătate din județ, realizându-se repartizări echitabile, pentru că și consilierii județeni din Roman se tratează aici și trebuie să se țină seama și de faptul că reprezintă la județ interesele zonei care i-a trimis acolo. Nu consider că toate nevoile trebuie rezolvate la nivelul Consiliului Județean sau la nivelul Consiliului Local, dar putem găsi într-o prioritizare și într-o alocare. Nu spun că ar trebui Spitalul Roman să aibă mai mult decât Spitalul X sau Spitalul Y. Nu. Dar cred că sănătatea întregului județ trebuie avută în vedere. Iar distribuirea fondurilor, chiar dacă găsim că astăzi este prioritar o alocare mai mare pentru un spital care chiar are nevoie, cum cel de la Bicaz, care sigur întâmpină poate și probleme din punct de vedere al finanțării de la Casa de Asigurări pe servicii, dar în aceeași măsură considerăm că și Spitalul Roman, care deservește o populație importantă a județului Neamț și sunt servicii pe care noi le oferim, indiferent de gradul de subordonare, trebuie să aibă o atenție din partea celor implicați. Că se numește președinte Consiliului Județean, membru Consiliului Județean, toți la fel sunt colegi romașcani, consilieri județeni de la celelalte formațiuni politice. Toți ne tratăm la Spitalul de Urgență Roman, toți avem o urgență a noastră sau în familie de care putem beneficia și pe care putem noi să o rezolvăm și cu acest sprijin. De asta trebuie să avem o abordare corectă, o abordare echilibrată și o abordare normală, pentru că, așa cum am mai spus, sănătatea și cultura sunt lucruri care trebuie scoase puțin de sub această sferă de influență politică. Rămâne de văzut dacă președintele Ionel Arsenea își va îndrepta fața și spre Roman și zonă, pentru că de la instalarea sa pe scaunul de președinte al Consiliului Județean a manifestat un dezinteres total față de ceea ce se întâmplă cu votanții PSD din această parte importantă a județului. Acesta nu trebuie să uite nicio clipă că este și președintele romașcanilor, fie că aceștia l-au votat sau nu.